Dacă fermierii care lucrează suprafețe mari din sectorul vegetal își doresc perioadă mai lungă de arendare, micii fermieri se împotrivesc vehement adoptării unei astfel de măsuri. Aurel Goțea, legumicultor din județul Ialomița, și-a expus argumentele din cauza cărora nu este de acord cu perioada prevăzută de lege în cea mai recentă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Nu am văzut nicio fermă care lucrează peste 1000 de hectare și să cultive și legume. Dacă se va da legea arendei de minim 10 ani și ferma de familie va dispărea, legumele din câmp, cel puțin, vor dispărea și ele. Și mai dispare încă o categorie, micii fermieri sau tinerii fermieri. Păi dacă un copil are acum 14 ani și părintele lui îi dă terenul în arendă, că până da. Să fă... E procedură. Când face 18 ani, el cum se mai instalează ca prima dată, ca șef de exploatație sau tânăr fermier? Mai așteaptă 5 ani, termină și facultatea și se apucă de alt serviciu sau pleacă în afară. Îl pierdem. Nu o să mai fie fermier niciodată și dacă nu avem tineri fermieri, o să avem o cădere. Fermele mari și foarte mari distrug satul românesc. Deci asta trebuie subliniat și trendul ăsta e în toată Europa de a încuraja fermele de familie. O fermă care este deținută de un investitor, la un moment dat face exit, o vinde către un grup de investiții. O fermă de familie niciodată nu se va vinde către un investitor, către un grup de investiții. O va transmite mai departe. Noi de asta avem nevoie de ferme cu tradiție. Să transmitem fermele de la generație la generație. Nici măcar nu se vorbește despre așa ceva.